De ultimă oră, doi copii din Botoșani sunt în stare gravă după ce au ajuns cu intoxicație de pastile la spital. A fost nevoie de intervenția unui avion smurt pentru a-i transfera pe cei doi la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. Și stăm de vorbă cu medicul Diana Cimpoeșu. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns la intoxicație cu paracetamol? Hristos a înviat, vă adevărat spun. Înviat. Am primit apel de la colegii din Unitatea Primire Urgențe de la Botoșani pentru transferul a doi copii, unul de 2 ani și o fetiță de 5 ani, împreună cu unul din părinți, de la Botoșani la Iași și apoi la București. Am preluat cu mașina smurt copilul de 2 ani, ambulanța a asigurat transferul celui de 5 ani, au fost stabil. Este vorba din anamneza făcută despre o ingestie involuntară de sirop cu paracetamol, o supradoză pentru greutatea și vârsta micuților. Ei au fost stabili și conștienți pe timpul transferului. Tratamentul s-a început la Botoșani, s-a continuat în fiecare minut pe timpul transferului până la Iași și i-am predat undeva aproape de miezul nopții către echipajul de la București care a venit cu avionul smurt pentru a aduce un pacient ars către centrul de ars din Iași. Cât de periculoasă? Vă rog, da. Să fie favorabilă, pentru că tratamentul a fost început precoce și transferul făcut precoce. Asta vreau să vă întreb. Cât de periculoasă este această intoxicație cu paracetamol și ce sfat aveți pentru părinți care cu siguranță au acasă aceste substanțe pentru orice eventualitate? Evident, este un tip de intoxicație care poate apărea și la copii și la adulți. Și ultimul caz pe care l-am avut la adulți a fost cu o cantitate mare de paracetamol luată în mod nejustificat de către un pacient și evoluția a fost una nefavorabilă, cu insuficiență hepatică culminantă și deces. Deci, pentru cantități mari de paracetamol și pentru un organism fragil, această intoxicație poate fi una letală. Poate dezvolta afectare organică multiplă, cea mai gravă fiind afectarea hepatică, având nevoie de terapie intensivă specială un astfel de caz. Și m-am spus, din păcate, uneori cu un prognostic rezervat. Mulțumesc foarte mult, este foarte important acest semnal de alarmă. Mare atenție la paracetamol. De când a început pandemia, medicii au venit și au tras acest semnal de alarmă, spunând că nu este normal ca oamenii să ia preventiv paracetamol, ci doar în cazul în care organismul se luptă cu o infecție. Și vorbim despre febră ridicată și la îndemnul unui medic. Acum vorbim despre doi copii transferați cu un avion smurt în capitală după ce s-au intoxicat cu paracetamol. Din fericire, tratamentul a fost administrat la timp. Sperăm ca starea acestora să fie una bună. Deocamdată par să fie în stare stabilă.